Schimb dur de replici în Parlamentul European cu prilejul dezbaterii legate de România. Comisarul European pentru Justiție, Viviane Reding, a afirmat că în continuare magistrații români sunt supuși la presiuni politice. Justiția este oarbă și nu ține cont de culoarea politică a partidelor. Justiția trebuie să reacționeze numai la statul de drept și la punerea sa în pericol. Atitudinea critică a României a stârnit replici dâmbovițene în Parlamentul European din partea reprezentanților USL prezenți la dezbatere. Doamna Reding, ați fost exact ceea ce arătați și astăzi cu haina portocalie pe care o îmbrăcați, un membru PDL desăvârșit care îl susține necondiționat pe Traian Băsescu. A declarat în plenul Parlamentului European europarlamentarul PSD Cătălin Ivan. De cealaltă parte, europarlamentarii PDL prin Cristian Preda au cerut demisia premierului Ponta de la tribuna Parlamentului European. Domnul Ponta nu a avut curajul de a veni azi aici. A preferat ca de la București să critique Comisia Europeană pe acel ton naționalist. Un asemenea politician reprezintă trecutul, nu prezentul, de aceea îi cer demisia premierului. Limbajul folosit de europarlamentarii USL și atacurile la adresa comisarului pe justiție, Viviane Reding, i-a luat prin surprindere și pe europarlamentarii PDL. Dânsa este obișnuită, sunt convins, cu astfel de atacuri. Cred că nu este obișnuită cu limbajul. Limbajul este diferit față de alți politicieni. Eu vorbesc de limbajul USL-ului. Dar asta ține și de educație, până la urmă. Educația oamenilor. Trebuie să spunem și chestia asta, pentru că nu avem ce să facem. Pentru că ori avea ei un ordin politic. Dar depinde și de cât ești de educat, dacă reacționezi la ordin și cum reacționezi la ordin. Dezbaterea din Parlamentul European privind situația din România a fost provocată de îngrijorările provocate la Bruxelles de demersurile guvernului în contextul suspendării președintelui Traian Băsescu.